Discutăm în continuare despre permisiuni pe Linux și pe Windows asupra fișierilor și directoarelor. Cum spuneam mai devreme, orice fișier pe Linux are un proprietar, un owner. Pe lângă proprietar, orice fișier mai are și un grup. În principiu, atunci când un cineva creează un fișier, automat îi se asignează și grupul proprietarului, dar atât owner-ul cât și grupul se pot modifica. În general folosim grupuri atunci când mai mulți utilizatori pe același sistem lucrează la un proiect și trebuie să partajeze fișiere între ei. Orice alt utilizator de pe sistem care nu e nici owner și nici nu face parte din grupul de care aparține fișierul intră la categoria Others. Deci practic avem trei categorii, Owner sau User notat cu U, grup notat cu G și Others notat cu O. Pentru fiecare din cele trei tipuri de utilizatori, avem trei permisiuni posibile: read, write și execute, adică citire, scriere și execuție. O să observați dacă rulăm comanda Ls cu parametru L, că apar cele trei tipuri de permisiuni pentru cele trei tipuri de useri, deci în total 9 permisiuni distincte. La ls-l, dacă apare litera r, w sau x, înseamnă că există permisiunea respectivă, dacă nu apare, înseamnă, dacă apare un minus, înseamnă că nu există. Practic, în structura cu metadatele fișierului, observați că avem un... Word, un, un, număr pe 16 bits, dintre care partea inferioară, ultimii 9 bits, adică bits de la 8 până la 0, conțin cele 3 grupuri de permisiuni. Fiecare bit poate să aibă valoarea 0, adică denied, nu există permisiunea, sau 1, allowed, există permisiunea pentru tipul respectiv de utilizator. Ca să exprimăm permisiunile, putem să le vedem sub formă de string, cum ziceam înainte, dacă apare litera read sau write, r sau w, înseamnă că există permisiunea, dacă în locul literei, cum e aici lipsește x, avem liniuță, înseamnă că nu există permisiunea. În binar putem să reprezentăm același lucru ca și mai sus, folosind bits de 1 unde există permisiunea, 0 unde nu există. O reprezentare mai compactă și care se folosește foarte frecvent e cea în octal. De ce alegem să reprezentăm în octal? Pentru că în octal putem să grupăm câte trei cifre binare, adică câte o cifră binară pentru fiecare tip de utilizator. 110 înseamnă 6, 100 înseamnă 4 și următorul grup de 100 iarăși înseamnă 4 în SIP, ca reminder, ca să reprezentăm un număr în octal, trebuie să-i punem un 0 în față. Altfel o să fie considerat ca un număr în zecimal. Hai să vedem acum ce semnifică mai exact cele trei tipuri de permisiuni, în primul rând pe un fișier obișnuit. Pe un fișier obișnuit lucrurile este destul de straightforward. Read înseamnă că putem să citim conținutul fișierului, write înseamnă că putem să-l scriem, cu tot ce înseamnă asta, să-l modificăm, să adăugăm conținut, să trunchiem, adică să eliminăm de la finalul fișierului. Și în sfârșit execute înseamnă că în cazul în care fișier, fișierul e un program sau un script, putem să-l executăm. Lucrurile sunt destul de similare și pe directoare. Permisiunea de read înseamnă că putem să citim conținutul unui director, adică să listăm, să vedem ce fișiere sunt înăuntru write înseamnă că putem să modificăm conținutul directorului. Acum spuneam anterior că nu putem să edităm un director direct, dar se poate edita indirect adăugând sau ștergând elemente din el. Practic asta ne permite să ne, ne, ne permite permisiunea de write. În sfârșit apare permisiunea de execute, asta nu mai chiar de straightforward. Evident că un director nu e un program, deci nu putem executa. În schimb, permisiunea asta de execute pe directoare înseamnă că putem să traversăm directorul respectiv ca să ajungem la alte fișiere sau la subdirectoare din el. În general, read fără execute nu-i foarte util. În schimb, se poate să avem execute fără să avem read. La fișiere, iarăși, nu prea avea sens execute fără read. Dar la directoare putem să avem scenariul următor. Uh, Cam pe orice sistem Linux există un folder numit Home. În folderul respectiv găsim câte un folder pentru fiecare utilizator. Asta înseamnă că dacă pe folderul Home aș avea permisiune de read și aș lua comanda ls, aș putea să văd toți utilizatorii de pe sistem. Ca să pot să traversez acel folder de Home să intru în folderul utilizator, am nevoie de execute. Acum, acum am putea face ca fiecare utilizator să-și poată accesa propriul folder, dar să nu poate să vadă care sunt ceilalți utilizatori de pe sistem. Și soluția e exact ce spuneam înainte, hai să facem folderul Home să aibă permisiunea de Execute, dar să nu aibă permisiunea de Read. Asta înseamnă că fiecare utilizator își știe propriul folder, deci poate să intre în el, dar nu poate să listeze, să vadă care sunt alți utilizatori de pe sistem.